Speaker este Cosmin Vâlcul, expert în soluții de securitate IT. În prezent ocupă funcția de Regional Senior Sales Manager for Eastern Europe și CIS la SonicWall. Cosmin a pus bazele echipei SonicWall în România la începutul anului 2016. Întreaga experiență a fost construită în domeniul tehnologic, Cosmin lucrând de cursul anilor pentru companii precum Kaspersky, OmniLogic, RomTelecom, GTS Telecom, Telemobil sau Room Service. Proiect amplu de mărire și securizare a rețelei de comunicații într-un sediu, facilități de producție, filiale și puncte de lucru, aici fiind implicat aproximativ 20 de unități în care lucrează peste 700 de angajați, acesta fiind unul dintre proiectele la care acesta a pus bază. Cosmin, cu prezentarea serviciile pe bază de abonament, va veni aici în aplauzele noastre. Totdeauna am crezut că ar mai bine de atât. Data viitoare să apelez la un stilist să-mi aranjeze părul un pic altfel. Bună ziua, mă bucur că sunteți atât de mulți în sală. Am ascultat prezentările celorlalți speakeri. Cu bune sau cu rele, mai e un pic mai bine ancorat în realitate, mai aplicată, să-i spunem. Când am primit invitația, am văzut subiectele la care aș fi putut participa și m-am gândit că cel legat de servicii pe bază de abonament sună destul de bine ancorat în realitate. Câți dintre voi sunteți vânzători? De fapt, cineva a întrebat, sunteți destul de mulți. Câți dintre voi vinde servicii? Tare. Câți dintre voi vinde servicii pe bază de abonament? Foarte tare. Să înțeleg că ne potrivim, măcar cu unii dintre voi. Sau pe restul încerc să vă conving. Câți dintre voi faceți business-ul vostru propriu? Felicitări. Eu încă n-am avut curaj. Dar după o prezentare de mai devreme, sunt convins că o să mă apuc. Sper să-mi fac curaj. Dacă nu, o să am nevoie de niște serințe de coaching. Câți dintre voi care faceți business-ul vostru vinde servicii lunare? Ok. Câteva mâini. Bine, ideea de servicii bazate pe abonament nu-i nouă. Cu toții, cred că avem un abonament la un operator de telefonie mobilă. Cu toții avem un abonament la o firmă de cablu. Câți dintre voi folosesc Netflix? Suntem cu toții clienți. De ce managed services? De ce trebuie să vindem managed services? Pentru că sunt creșteri. Hai să vedem dacă merge și pointerul. Întotdeauna au crescut. De fapt, știți chestia cu statisticile făcute de o reputată universitate din Anglia? În care spune că 85% din statistici sunt false? De data asta, statisticile s-au adeverit. Statisticile au spus că serviciile de cloud o să crească. Toată lumea folosește cloud în ziua de azi, direct sau indirect. Avem un iPhone, folosim cloud. Avem un telefon cu Android, folosim cloud. Avem un e-mail de la Gmail, de la Yahoo, folosim cloud. Avem mail de servici de la Microsoft în cloud, folosim cloud. Așa că statisticile s-au adeverit de data asta. Numai că în IT e destul de complicat. Nu știu cât de mulți dintre voi lucrați în IT. Lucrează cineva în IT? Felicitări. Asta e poza unei companii, din punct de vedere IT. Și închipuiți-vă la cei câțiva angajați din IT care trebuie să facă față la asta. La fluxuri de business, la intrări de materiale, la ieșiri de soluții, la ieșiri de materiale, la vânzări, la cerințele vânzătorilor care vin și spun de astăzi vreau să vând și nu știu ce avion. Și omul de IT o să zică, păi da, am chestia asta în spate, care e foarte complicat de gestionat. Și mai sunt câteva probleme pe care o să le scut în workshop-ul de diseară, legate de lipsa de personal. În cazul de față, în topicul de față, discutăm despre securitatea IT, unde lipsa de personal e și mai cruntă. Câți dintre voi lucrați în securitatea IT? Am demonstrat. Da? E destul de greu să găsești oameni specializați. Și noi noastră căutăm oameni specializați, vânzători specializați în IT și nu-i găsim. Nu atât de ușor. Da? Și atunci trebuie să facem ceva. Până și Gartner a spus. Business-ul crește. Pe de altă parte, crește și nevoia de personal. O statistică a Salesforce spune că 27% dintre angajatori se confruntă cu o lipsă acum. 33% nu se confruntă acum cu o lipsă de personal. Dar se vor confrunta în următorii 2 ani de zile. Și atunci ce poate să facă o companie? Avem nevoie de securitate, avem nevoie de IT, avem nevoie de apă plată la birou sau cu toții avem nevoie de Netflix. Și cu toate astea nu avem angajați. Bine, un serviciu pe bază de abonament, prin care un client își primește serviciile de care are nevoie, fără să-și bată capul, face sens, nu?
Câți dintre voi folosiți, nu știu, servicii de apă plată acasă sau la birou? V-ar plăcea să vă duceți în fiecare zi la magazin să cumpărați bidonul de 12 litri de apă plată? Eu vă spun sigur că nu. De cele mai multe ori nu sunt acasă când cei de la compania de apă îmi livrează apă plată. Și de cele mai multe ori, deși am un abonament, trebuie să încar eu cu bidoanele. Nu-i plăcut. Pe asta se bazează. Pe faptul că încercăm să migrăm din zona de capex, din zona de livrat cutii, în zona de livrat soluții. Dar mai mult decât atât, nu vreau să-mi blochez banii, nu știu, să investesc un milion de euro odată într-o soluție care îmi va aduce beneficii pe o durată de 3-4-5 ani. Nu face mai bine sens ca eu să-i plătesc cuiva care are expertiză în zona asta și să-mi livreze soluția, iar eu să plătesc un serviciu în un alt timp de 4-5 ani, timp în care eu beneficiez de serviciile respective? Face sens. Atunci cum facem asta? De ce? Pentru că clienții o cer. Pentru că am diferențiator față de concurență, apropo de partenerii care livrează. Și știți ce e mai important? Apropo de business și apropo de a migra către antreprenoriat, este faptul că pot obține margine profit mai mari. Sunt și riscuri aici. Riscurile, înainte de a vă spune beneficiile, sunt faptul că o să investesc o sumă de bani ca și antreprenor în a livra serviciul respectiv, dar o să recuperez investiția pe o durată mai mare de timp. Da? Dacă o să veniți la workshop, am un slide foarte interesant care arată ca un pește. Apropo de beneficiile pentru client, nu trebuie să plătesc upfront. Nu trebuie să-mi blochez banii, diferența clasică între CAPEX și OPEX. Da? Nu trebuie să-mi instruiesc angajații, nu trebuie să mă angajez. Îmi cer scuze pentru oamenii din compania de recrutare din sală. Am flexibilitate, nu plătesc hardware și am și liniște sufletească. Am pe cineva care face asta. Îmi livrează apa plată sau îmi livrează o soluție de securitate IT. Ce zic partenerii? În principiu le place. Le place că au ceva nou pe care să-l ofere către clienți. Le place că au niște venituri recurente. Asta le place nu neapărat ownerului, că mai degrabă directorului financiar. Știe că se bazează pe niște venituri recurente. Și în principiu au un diferențiator față de concurență. Dacă aveți